După ce a uimit lumea muzicii ușoare, cucerind trofeul de la Mamaia în 2008, Irina Popa s-a apropiat mai mult de lumea jazzului, dovedind că are vocație pentru acest gen muzical. Un concert de al ei este un adevărat spectacol pe care nu ai voie să-l ratezi. În seara asta, artista va fi prezentă pe mica scenă de la Inspire Bistro, cu un program bine structurat în două părți. În legătură cu acest lucru, schimb acum câteva cuvinte cu ea. Salut, mâna Irina! Salutări tuturor și bine v-am regăsit! Spune-mi, te rog, Irina, ce te-a determinat să împarți programul în două părți distincte? Păi, trebuie să vă precizez faptul că totul a pornit de la o idee a mea, pe ce plecam de la un concert din țară și am venit cu ideea să facem un tribut Janis Joplin în prima fază, dar ulterior ne-am tot gândit, ne-am răzgândit împreună cu trupa, cu Cornel Cristei, cu Iulian Vrabete și cu Relu Bițulescu, ne-am tot gândit noi, hai să facem un tribut Amy Winehouse, pentru că o apreciam foarte mult. Muzica ei ne-a inspirat și stilul de muzică. Faptul că a prins și la public. Iar în partea a doua, publicul va putea asculta piesele de pe primul album The Dream, un album lansat în anul 2012, și câteva piese standard din jazz. Și nu numai. Cât de mult te regăsești în cele două stiluri muzicale? Astea sunt niște genuri muzicale în care poți să improvizezi, în care poți să experimentezi vocal. În funcție de cât de inspirat ești, să arăți tuturor ceea ce știi tu să faci vocal. Spun, întotdeauna am cochetat cu genurile astea de muzică. Chiar și atunci când interpretez o piesă în repertoriul pop, întotdeauna am grijă să strecor așa mici părți de improvizație care duc cu gândul la muzica soul sau jazz. De fapt, tu vrei să vii cu propria ta interpretare. Absolut, întotdeauna am urmărit asta. Chiar și atunci când te inspiri de la un artist pe care îl apreciezi foarte mult, încerci cumva să condimentezi treaba asta cu ceea ce ești tu de fapt, ceea ce te reprezinți tu, amprenta ta personală ca și artist. Pentru concertul din seara asta, care este formula de acompaniament? Va fi așa, Cornel Cristei pian, Iulian Vrabete chitară bas și Titi Herescu tobe. Mulțumesc fain, Irina, ne vedem diseară la Inspire Bistro și succes! Abia aștept, vă sărut și să ne vedem cu bine!